Mitropolia Moldovei rămâne fidelă Patriarhiei Ruse, convocat pentru prima dată după scrisoarea dura Mitropolitului Vladimir în adresa Patriarhului Kiril. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova nu a luat nicio decizie ce ar sugera o eventuală despărțire de Biserica Rusă. Dimpotrivă, deciziile de astăzi vin să complice și mai mult relațiile cu Mitropolia Basarabiei, partea Patriarhiei Române. Sinodul condus de Mitropolitul Vladimir și episcopii săi este autoritatea supremă în Biserica Ortodoxă din Moldova. Cei 9 ierarhi s-au adunat la Mitropolie dizi de dimineață într-o sală decorată cu tabloul Patriarhului Rus Kiril. După prânz, pe site-ul instituției au apărut și hotărârile adoptate de sinod. De aici aflăm că Mitropolitul Vladimir a prezentat un raport cu privire la provocările bisericii, iar sinodul a decis să-i fie recunoscător pentru efortul considerabil manifestat într-o susținere a unității și păcii în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. TV8 a încercat să afle dacă înalții ierarhi au abordat și relațiile tensionate dintre Mitropolia Moldovei și Patriarhia Moscovei, dar atât episcopul Ioan, responsabil de relațiile cu presa, cât și Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei, nu au răspuns la telefon. Reacțiile de pe rețelele sociale arată că unii clerici au avut alte așteptări. Mitropolia Chișinăului rămâne în cloaca Ruschii Mir. Atât s-a putut, rușine, a scris pe Facebook Ion Crețu, un preot din capitală. În schimb, sinodul a decis astăzi să caterisească ceea ce în limbaj popular ar însemna să răspopească 6 preoți care au părăsit Mitropolia Moldovei și au aderat la Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române. Gestul rămâne fără o explicație în condițiile în care în scrisoarea trimisă capului Bisericii Ruse, Mitropolitul Vladimir spunea că, într-un timp relativ scurt, tot ceea ce susține Biserica Ortodoxă din Moldova va deveni parte a Bisericii Ortodoxe Române. Unul dintre preoții caterisiți este și Ioan Solonaro, paroh al Bisericii din Cimișeni, raionul Criuleni. Noi, din data de 18 august, nu mai facem parte din această structură a Bisericii Ruse. Noi ne-am alipit la Biserica a Patriarhiei României și suntem sub pomoforul Patriarhului Daniel. Dacă vorbesc ei de canoane, că noi am încălcat careva canoane, atunci toate încălcările acestea trebuie să se uite mai întâi sub nasul lor. Cu o parte dintre înșii, cred că nici nu sunt vredni să mai fie astăzi arhierei. Mitropolia Moldovei, față de preoții care aderă la Mitropolia Basarabiei, le dă această sancțiune de caterisire. Acesta este un răspuns pe care Mitropolia Moldovei s-a obișnuit să-l facă în urma aderării lor. Nu este nimic nou sub soare. Ei își continuă această practică în continuare. Preoții care aderă în cadrul Mitropoliei Basarabiei au preoție lucrătoare și sunt în continuare preoți parohi la parohiile pe care le păstoresc. Interesul pentru Mitropolia Moldovei a crescut zilele trecute după ce în spațiul public a apărut scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril. În răvașul trimis la Moscova la 5 septembrie, se spune că lumea rusă este străină valorilor noastre naționale și că reunirea Republicii Moldova cu România se va produce într-un timp relativ scurt. În demersul său, capul Mitropoliei Moldovei își informează șeful că prăpastia dintre Chișinău și Moscova s-a adâncit și mai mult, deoarece Patriarhia susține intervenția rusă în Ucraina.